Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă bucur să fiu astăzi alături de voi. Numele meu este Adam Stavarache. Voi începe prima emisiune numită Steaua lui Adam prin a vă răspunde la întrebările pe care dumneavoastră mi le-ați adresat prin intermediul rețelelor de socializare. Așa că haideți să începem cu prima întrebare pe care am ales-o și să vedem ce răspuns. Poate vă ajută, poate vă ghidează și vă luminează. Întrebarea sună așa. Cum putem transforma o karmă grea într-o karmă bună? În primul rând, este important ca omul și noi toți să ne acceptăm așa cum suntem. În momentul prezent, cu tot ceea ce implică el, trebuie să înțelegem că orice proces destructiv din viața noastră este unul creativ. Practic, în momentul în care noi înțelegem și ne acceptăm viața exact așa cum este și pe noi înșine așa cum suntem, toată karma grea este acceptată și automat se dizolvă de la sine. Pentru noi este important să învățăm să mergem cu procesul acesta destructiv, pentru că, cum spuneam, orice proces destructiv este unul creativ. Deci atunci când înțelegi că voia lui Dumnezeu sau a Universului este în tot ceea ce trăiești și tot ceea ce vei deveni, sufletul tău găsește liniștea și are capacitatea să-ți transmită în conștiință ce schimbări sunt necesare pentru a da pace sufletului. Deci, în momentul în care începi să îți accepți karma, să-ți accepți viața exact așa cum este, karma se dizolvă de la sine. Următoarea întrebare pe care am primit-o și mi s-a părut foarte interesantă și știu că mulți mă întrebați, sună așa. Persoanele dintr-un cuplu care au aceeași dată de naștere, dar ani diferiți, sunt compatibile în general? În mare parte da, pentru că au niște asemănări, sunt pe aceeași energie, să zic, pe aceeași zi de naștere, pe aceeași lună și atunci cumva au destul de multe în comun. Însă, este important să înțelegem că deși au atât de multe în comun pe data nașterii, contează foarte mult numele acestora și particularitățile matrixului din care aceștia fac parte. Totuși, sunt două ființe diferite. Chiar dacă au atât de multe în comun caracteristicile, să zic, ale datei de naștere, ale anului și așa mai departe, totuși ei sunt diferiți. Cum putem trata relațiile toxice din viața noastră, indiferent de natura lor? Profesionale, personale și așa mai departe. Relațiile toxice se tratează prin înțelegerea rănilor sufletești, pe care fiecare suflet le are. Asta însemnând că este nevoie, în primul rând, de o sensibilitate crescută, în primul rând, cu tine, față de tine. Și apoi față de partenerul tău, de prietenul tău, de vecinul și așa mai departe. Important este să nu ajungem în acel punct a relației în care căutăm să-i luăm liberul arbitru celuilalt sau să ne impunem voința asupra acestuia. Relațiile toxice se amplifică din momentul în care partenerii nu-și mai dau voie să trăiască anumite experiențe. Pur și simplu limitează libertatea celuilalt. Din acest motiv apar relațiile toxice. Aceste relații toxice se tratează în primul rând prin înțelegerea rănilor sufletești pe care sufletul le are și mai presus de eliberarea de această persoană cu care voi vă identificați. Îmi cer scuze că mă mai bâlbâi, trebuie să recunosc, sunt plin de emoții, este prima mea emisiune și așa că, na, ce să facem? Aceste relații toxice, cum spuneam, se tratează prin a ne elibera de ele, prin a da drumul partenerului. Atunci când noi ținem foarte mult de partenerul nostru sau când căutăm să punem posesiune pe el, să-i luăm liberul arbitru, atunci relația devine toxică. Deci, când vezi că relația este toxică, cel mai bine este să te eliberezi. Nu înseamnă că fugi, ci înseamnă că îți dai dreptul să trăiești liber pentru că nu-ți dorești o relație toxică. Bun, acum că am vorbit și am răspuns la câteva întrebări pe care voi mi le-ați adresat, haideți să vedem un pic cam
cum recunoaștem oamenii spirituali, cum ne dăm seama de numerele din viața noastră și cam ce putem afla. În primul rând, din punctul meu de vedere, omul iluminat sau spiritual este cel care a înțeles și a integrat dualitatea. Când propria noastră judecată se ridică deasupra sistemelor de valori duale pe care viața ni le-a dat datorită sau din cauza experiențelor pe care noi le trăim. Așadar, numele și datele sunt prezente în viața oamenilor din momentul nașterii. De îndată ce se naște un bebeluș, mai multe numere îi sunt atașate pentru totdeauna. Adică cât trăiește, are aceste numere. Adică ziua, luna, anul, ora nașterii acestuia și, bineînțeles, întâlnirea imensă cu oamenii. Aceste denumere va fi în memoria unei persoane până la sfârșitul zilor sale și va afecta într-un anumit fel soarta și caracterul. Egiptenii și indienii, antici, caldeenii și asirienii credeau cu sfințenie în magia numerelor. Fiecare dintre aceste popoare, da, a avut luminați care au lăsat în urmă marile lor învățături, pe care noi astăzi le accesăm și le-am dezvoltat și mai mult de atât. Magia numerului a fost investigată chiar de marele Pitagora și asta știm cu toții, cei care studiem numerologia sau cei care suntem chiar și la început. Practic, el ne-a învățat psihomatricea energo-informativă, care descrie foarte simplu și reflectă în învățătura acestuia despre caracteristicile unei persoane în funcție de data nașterii sale. Așa că, astăzi, am ales să vorbim despre principiul fiecărui număr, dar înainte de toate am zis să fac o mică introducere pentru a vă ajuta pe voi. Ce înseamnă zenit? Conștientizare. Punctul de intersecție al verticalei locul cu emisfera cerească superioară situată deasupra capului observatorului și opus nadirului amiază, adică culme, apogeu, înălțime. Introducere. Ca idee. Este foarte important, dacă veți învăța numerologie, să nu judecați oamenii, ci să învățați să îi acceptați așa cum sunt, cu toate caracteristicile lor, fie că se găsesc în acele caracteristici descrise de fiecare principiu al unui număr, cât și de el ca om în sine. Deci, practic, nu judecăm cu ajutorul numerologiei, ci noi doar identificăm tipare. Nu înseamnă că în acel om se găsește 100% acel tipar. Pentru că omul, cum spuneam, are liberul arbitru. În primul rând, ce este numerologia? Numerologia este o știință care se ocupă de valoarea simbolică a numerelor, ce reprezintă o pulsiune a vieții, o vibrație, o influență manifestată direct și indirect în univers. Da? Numărul, știți ce este, da? Reprezintă raportul dintr-o cantitate și alta, luată termen de comparație, care se numește unitate. Iar ce este cifra? Că e foarte important să știm asta. Cifra este un simbol, este semnul grafic, da? Care ne arată, este forma lui geografică, da? Simbolul vizibil pe care noi îl putem vedea. Bun. Numerologia este studiul mistic fără granițe a legăturilor dintre numere și evenimentele din viața omului. Deci asta face numerologia. Numerologia se găsește în toate tradițiile și în credințele lumii. Numele din viața noastră nu sunt întâmplătoare. Ele codifică evenimente și structuri matriciale semnificative, atât în univers cât și fiecăruia dintre noi. Astfel, pe parcursul vieții noastre, ele determină toate evenimentele și intervalele de timp după care acesta se întâmplă. Numerele sunt în materie, în stări, în emoții, în gândire, în muzică, în imaginație, în vise, în orice lucru determinat de spațiu și de timp, peste tot în afara acestora. Astăzi, în prima emisiune, vom învăța despre principiul fiecărui număr și ce are la baza lui. Astfel, numerologii și voi nu veți mai, să zic că sunteți mai aproape de integritatea numărului respectiv. Adică înțelegeți cu ușurință cam ce influență are un număr. Principiul numărului 1. Numărul 1 reprezintă esența a tot ceea ce este creat și a tot ce a existat. 1 este numărul care ia naștere din orizontul necuprins al lui zero, da? Al infinitului, din haos, din univers, din etc., din potențialitatea primordială nealterată și infinită. 1 este creatorul a tot ce există, deoarece toate numerele îl preced
și sunt formate prin multiplicarea acestuia. Nimic nu ar fi posibil fără absența lui 1 și nimic nu dăinuie mai mult decât energia acestui număr. 1 este asociat în numerologie cu Dumnezeu, din care decurge totul. 1 este conducătorul absolut, liderul, inovatorul și cel care imprimă direcția de deplasare a oricărei surse de manifestare. Da? 1 este simbolul singularității și al unității perfecte. Deci 1 este energia care ne face pe noi, să zicem, să fim 100% integrați, autentici. Da? 1 reprezintă mentalul omului în numerologie și se manifestă și se identifică în primul rând cu gândul acestuia. Da? Deci de la gând pornesc toate. 1 simbolizează de asemenea voința omului, adică procesul psihicul prin care își transformă intenția sau gândul în acțiune. 1 de sine stătător nu este nici pozitiv, dar nici negativ. El doar în dualitate se permite abordarea antalogică a unității. Dar chiar și așa, unul se duce tot către propria sa individualitate sau acțiune. În Noul Testament, în Ioan 10:30, găsim cuvintele lui Iisus: Eu sunt Tatăl și una suntem. Deci, practic, vrea să spune că noi cu toții una suntem. Dumnezeu, Creatorul, Cel care a creat Universul, nu este separat de creația sa. Nimeni nu este superior și nimeni nu este inferior altuia. Cu toții purtăm și suntem o scânteie a unității. În momentul în care înțelegem că toți suntem la fel și că suntem autentici și că nu există concurență decât în mintea noastră duală, cu atât mai mult evoluăm mai mult. Deci, practic, unul este unitatea. Deci, tu nu este necesar să stai să te compari cu altcineva. Oricât de slab sau de puternic ai fi, important este să găsești în tine autenticitatea, adică unul, să nu te duci mai departe de tot ce ține de, să zic, de nevoile tale. 1. Manifestarea sufletului în această lume. Așa că am zis să vă dau câteva caracteristici atât în personalitatea lui pozitivă, cât și în partea negativă, pentru că noi toți avem tendința să gândim în acest sistem dual. În primul rând, atunci când un unu este pe energie pozitivă și l-am descrie ca număr, ca simbolistică, ca energie, am putea spune că unul este independent. Este creativ, este optimist, este activ, abil, este ager, inventator și deschizător de drumuri. Fără unul nimic nu se deschide. Deci tot ceea ce există trebuie să existe un om, o situație, un punct de plecare. Fără un punct de plecare nu poate exista nimic. Deci așa identificăm punctul de plecare care reprezintă și îl numim noi 1. Personalitatea negativă a cifrei 1, a simbolisticii 1, este că adesea este destul de agresiv, este arogant, este vanitos, mândru, șmecher, mincinos, prefăcut și extrem de selfish sau egoist. Bun, am înțeles cât de cât principiul acestui număr. Am înțeles că unul reprezintă unitate, că unul este creatorul în numerologie, l-am putea identifica, că unul este voința noastră, este gândul, este psihicul nostru și deja am început să ne conturăm, să zic așa, propria matrice. Unul ești tu, da? Nu e nimeni ca tine, chiar dacă semănăm, suntem autentici în tot ceea ce facem și trăim. Principiul numărului 2. Hai să vedem ce are la bază principiul numărul 2 și cu ce ne ajută pe noi să știm și să integrăm aceste numere în viața noastră și să le folosim pe parcursul înțelegerii acestei științe numerologiei, a numerologiei. 2. Este esența dualității, a antagonismului și a complementarității. 2. Produce dezechilibru pentru ca apoi să echilibreze. El poate fi atât opusul cât și complementarul lui 1. Cu toate că 2 simbolizează separarea în a două polarități distincte, în esență 2 este identică cu a lui 1. Esența lui 2 este identică cu a lui 1. 2 este numărul care guvernează creația din interiorul său. Acest principiu face ca 2 să fie acțiunea care se petrece doar în interiorul spațiului delimitat de cei 2 poli. Dacă 1 este forța creatoare, activă, 2 este forța receptoare pasivă.
Bun. Doi este simbol al acumulării și corespundele principiului feminin. Un principiu potențiator, hrănitor și infinitiv. Gândiți-vă la două puncte oarecare în spațiu unde se trasează o dreaptă. Atâta timp cât va exista un sens la dreapta, la dreapta simplă a lui, prezența implică și existența sensului la stânga. Atunci când ceva e rece, înseamnă că ceva în comparație cu el este cald. Dacă în jurul nostru există binele, prezența sa este susținută și de existența răului. Deci, practic, prin energia 2, totul se integrează. Nimic nu se divizează. Este o iluzie să credeți că suntem divizați. Chiar dacă avem gândire diferite, chiar dacă avem principii diferite, chiar dacă cuprindem un adevăr din marele adevăr al acestui univers, principiul 2 rămâne unitar. Exact ce spuneam lui 1. Bun, de aceea noi trebuie să ne ridicăm conștiință deasupra dualității și să integrăm dualitatea prin acceptarea, exact cum spune aici. Dacă în jurul nostru există binele, prezența sa este susținută și de existența răului. Deci, cum spuneam la începutul emisiunii, că orice proces destructiv este unul creativ. Bun? 1. Spuneam noi că reprezintă claritatea mentală și forța pătrunzătoare a gândului, pe când energia lui 2 generează mediul propice de propagare al acestuia. Astfel, 2 se lasă penetrat de 1 și împreună construiesc o ordine în haos. Adevărata comoară a numărului 2 este în interiorul său. Deși această energie caută resurse și motivații în exterior, tot ceea ce are nevoie de fapt este să-și tempereze și să-și controleze tensiunea interioară. Asta poate fi realizat atunci când 2 își canalizează energia spre artă, creație sau spre meșteșuguri inovatoare. 2 este lipsit de inițiativă proprie și prin urmare se va afunda cu rapiditate în activități descriptive. Câtă vreme se acționează cu finețe și delicatețe, intensitatea lăuntrică a energiei 2 va produce efecte rafinate și va fi foarte, foarte ok. Va fi foarte bine. 2 este energia feminină. Deci, practic, înțelegând acest proces și acceptând dualitatea, integrând-o, astfel omul trăiește mai fericit. Deci, cu principiul numărul 2, nimic nu este bun, nimic nu este rău. Asta trebuie să învățăm noi în această emisiune despre acest principiu al numerelor. 2. Manifestarea sufletului în această lume. Cam cum se manifeste cei cu cifra 2? Cum se manifestă oamenii care sunt născuți cu 2? Sau ce manifestări pozitive și negative are această cifră atunci când când noi o identificăm în mintea noastră rațională. Personalitatea pozitivă a acestei energii 2 este devotamentul. Este empatic, este curios, elegant, tacticos, studios, diplomat, echilibrat și visător. Intuitiv, extrem de intuitiv. Când are o parte negativă 2 și se manifestă ca un om foarte viclean sau ca sau 2 este destul de înșelător. Subtil, fanatic, dual, timid, de asemenea lunatic, da? Cam astea sunt influențele pozitive sau negative ale cifrei 2. Deci, practic, 2 reprezintă ce? Dualitatea, integritatea dualității a tot ceea ce noi trăim. Haideți să înțelegem acum următorul principiu al numerelor și să le integrăm mai mult în viața noastră și să ne folosim de această știință spre beneficiul nostru. Principiul numărului 3. 3 este principiul manifestării, care ia naște dintre relația dintre creator, adică 1, sa, și exprimă modul de manifestare al acesteia. Dacă 1 este voința creatoare, adică Dumnezeu, iar 2 este emoția, spațialitatea, infinitatea, energia și imaginația, 3 este creația. Da? Creativitatea care ia naștere prin interacțiunea celor două elemente, adică a lui 1 și a lui 2.
prin energia cifrei 3, memoria este în întregime determinată de timp și spațiu. Astfel, prin 3, timpul este împărțit în trei segmente: trecut, prezent și viitor. Cu cât înțelegem mai mult principiul numărul 3, cu atât evoluăm mai mult. Totul are la bază cifra 3. Nu poate exista nimic fără cifra 3. Chiar dacă 1 are voință, dacă nu există 2, nu se poate manifesta 3. Deci trebuie să existe o unitate, o complementaritate, o uniune între 1 și 2 ca să poată să ia naștere creația. 3 este definit prin capacitatea lui de a favoriza separarea, cât și interacțiunea dintre 1 și 2. 3 corespunde procesului de naștere și de creștere. Este vibrația care asigură abundența și fertilitatea la toate nivelele în tot acest univers. Deci fără 3 nu poate exista nimic. De asta Trinitatea ține cont una de cealaltă, adică 1 ține cont de 2, 2 de 3 și în continuare se repetă. Rolul cifrei 3 este de a favoriza relațiile, astfel interacțiunea repetată dintre 1 și 2 creează elemente contrare sau complementare care dau naștere experiențelor repetitive și astfel facilitează apariția memoriei. Deci memoria ni se datorează doar datorită energiei 3. Când înțelegem acest lucru, lucrurile din viața noastră se schimbă, se materializează mult mai rapid. Haideți că vorbesc destul de, să zic așa, sacadat, însă mă bucur foarte mult că sunteți foarte atenți, sunt sigur. Stocarea informației, așa că voi continua, stocarea informației se datorează tot cifrei 3, așa cum spuneam, precum și redarea acesteia. Deci, amintirea sau accesarea acestora în mod voluntar sau involuntar. Deci, pe 3, noi acumulăm informații și creăm. Limbajul, comunicarea, fac parte de asemenea din sfera influență tot a cifrei 3. Prin procesul energetic al cifrei 3, ia naștere și se expansionează ADN-ul cifrei 1 și a cifrei 2. Deci asta este cifra 3. Se expansionează. ADN-ul crește și întotdeauna se modifică, își ia, să zic, forța din 1 și 2 și duce materia mai departe. Fără 3, lumea n-ar exista, universul n-ar exista. Deci acest principiu 3 face ca tot ceea ce vedem noi să fie, să zic, concret, vizibil. Exemplu, ca voi să înțelegeți cam ce influență are cifra 3 în viața noastră, este așa. Dacă 1 este sămânța care conține informația și 2 este pământul sau spațiul care îi oferă săminței suportul necondiționat și optim de funcționare, astfel 3 este exact interacțiunea dintre sămânță și pământ. Reacția dintre cele două, sămânță și pământ, în care se produce germinarea și creșterea, da? Procese care determină fecunditatea și astfel natura prosperă și se multiplică în timp și spațiu. Deci asta este principala energie sau semnificație a cifrei 3. Pentru că din 3 ia naștere toată creația vizibilă și invizibilă. Fără 3 nu există echilibru. Deci 3-ul aduce echilibru în absolut tot. 3 ca manifestare a sufletului în această lume din punct de vedere al dualității. Ce personalitate are, atât pozitivă cât și negativă. Hai să o descriem un pic această energie pe nivelul pozitiv al vibrației 3. În primul rând, o personalitate creativă, da? Frenetic, expansionist, talentat, efervescent, inteligent, rațional și este îmbunătățit. 3 îmbunătățește orice lucru dintre, să zic, dacă două persoane lucrează la un proiect, a treia persoană
Întotdeauna va veni și va aduce prin obiectivitatea sa o îmbunătățire, să zic, a procesului creativ pe care aceste două persoane caută să-l manifeste în finalitatea sa. Deci treiul, practic, vine în viața noastră și definește creația. Personalitatea negativă a cifrei 3 este că este extrem de mândru, este instigator, este prefăcut, este gelos, credul, distrat și adesea este extrem de leneș. Crede că toate îi se cuvin. Cam acesta este principiul numărului 3. Bun. Principiul numărului 4. Cum se manifestă energia 4 în viața noastră și cam ce putem noi să aflăm așa prin intermediul acestei cifre 4. 4 este principiul materiei vizibile și al concretizării în lumea materiei. 4 este principiul formei și al conținutului, al greutății. 4 este în opoziție cu triada divină, sugerând o natură total diferită prin materialitatea sa. Îl transformă într-un adversar al creației care este nemărginită și anume noi îi spunem diavol. În cultura chineză, 4 este numărul morții, fiind considerată o vibrație, să zic, o energie proastă, nebenefică. Pronunția sa este asemănătoare cu termenul moarte. Din acest motiv, ei evit această cifră. Așa că ați primit răspuns și la numărul 13 și la numărul 4. Culmea, în tarot, arcana majoră cu numărul 13 este denumită moartea sau arcana fără nume. Iar 1 plus 3, 4. Prin natura numărul 4 se creează și se creează limitarea și cadrul. Astfel, principiul numărului 4 reprezintă un capăt de drum, un sfârșit de ciclu sau de hotar al unui spațiu cunoscut ce ține de lumea materiei vizibile. Orice rupere, distrugere în afara limitelor puse de energia 4 în viața noastră creează un nou spațiu necunoscut. 13 în tarot, adică moartea. Bun. Pitagorei considerau Tetrachidis ca un număr sacru. Acesta este compus din primele 10 din 4 numere naturale, adică 1 plus 2 plus 3 plus 4 egal 10. Numărul 10 fiind exact Tetrachidis, fiind considerat de Pitagora ca fiind o unitate superioară care corespunde trecerii de la ego la sine. 4 simbolizează un nou nivel de conștiință care permite și pătrunde în profunzime în realitatea înconjurătoare. Solitatea pământului simbolizează numărul 4. Timpul de asemenea este considerat cea de-a patra dimensiune și este asociat tot cu numărul 4, dacă stați să vă gândiți. Cele 4 anotimpuri, primăvara, vara, toamna, iarna și așa mai departe. Da? Sub guvernarea valorii 4 se află și cele 4 elemente: apă, foc, pământ, aer. 4 reprezintă trupul, materia sub forma căruia sunt materializate procesele provocate și susținute de cifra 3. Deci, practic, dacă 3 ar reprezenta, să zic, procesul sufletesc pe care, să zic, creația, definirea, este arhitectul, 4 reprezintă, practic, tot ceea ce arhitectul a creat în imaginația sa, materialitatea. Bun. 4. Manifestarea sufletului în această lume. Cam ce putem noi afla? Cum putem să ne dăm seama ce este benefic, să zic, pe partea lui pozitivă și pe partea lui negativă? Personalitatea pozitivă. Disciplinat, ordonat, decent, harnic, răbdător, harnic, modest, sobru, îngătuitor și izolat. Personalitatea lui negativă este obtuz, rigid, dur, dominator, neadaptabil, da? Dezorganizat și extrem de exteriorizat. Bun, dragii mei, ne apropiem de încheierea emisiunii, ceea ce înseamnă că până aici a fost cu discuțiile despre principiul numerelor pe care le-am discutat. Vom continua în următoarea emisiune
Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Trebuie să recunosc că sunt plin de emoții, sunt extrem de emoționat. Nu știu cum să gestionez, să zic, o emisiune, însă sper cu ajutorul Dumnezeu să învăț. Sper că ați notat așa în caietel câteva idei despre aceste principii și despre integritatea fiecărui număr pe care, să zic, caracteristică a fiecărui număr. Mă bucur foarte tare că ați notat. Dacă aveți întrebări, căutați-mă, îmi puteți scrie de asemenea. De acum încolo o să punem un număr unde ne puteți contacta și live aici, unde vă voi răspunde la întrebările voastre. Vă mulțumesc pentru timpul vostru. Vă mulțumesc că, nu știu, ați ascultat, sper că ați notat. Sunt informații calitative, vă spun sincer, au fost unele extrem de bine alese, integrate. Ce să spun? Mă bucur foarte mult că ați fost alături de mine. Ne vedem duminica viitoare la ora 21, unde vom discuta despre, în continuare, aceste principii. Le vom dezvălui și apoi intrăm și înțelegem mai mult numerologia, data voastră de naștere și mai mult de atâta. Vă mulțumesc, vă doresc o seară minunată în continuare și ne vedem data viitoare.